Profitând de ziua însorită, lucrătorii de la drumuri naționale au început să plombeze gropile pe care unii șoferi le îndură zi de zi pe drumul național 73 Câmpul Lung Pitești. Astăzi, utilajele și muncitorii se aflau pe raza comunei Mihăiești, în apropiere de centrul localității, ritmul lucrărilor fiind destul de alert. Din spusele muncitorilor am aflat că acțiunea de plombare de astăzi a început la kilometrul 30 și va continua până la intrarea în municipiul Câmpul Lung. Tot de la lucrători am aflat că plombări se vor face și pe DN73C Câmpul Lung Curtea de Argeș. Această arteră care leagă două orașe istorice ale județului Argeș a fost serios afectată de zile grele din iarna trecută, dar și de ploile din ultimele zile, gropile din carosabil fiind cu greu evitate de șoferi.